Președintele Senatului României, Florin Câțu, s-a aflat alături de alți oficiali europeni într-o vizită în Ucraina, în timpul căreia doar el și președintele Adunării Republicii Macedonia de Nord au fost văzuți purtând veste antiglonț în public. Acesta a ajuns ținta glumelor pe internet. Cățu a purtat o vestă antiglonț pe sub hanoracul khaki, care se poate vedea și în fotografiile oficiale puse de liberal pe pagina personală de Facebook. După apariția imaginilor, președintele Senatului României a devenit ținta glumelor, numeroase meme-uri viralizându-se în mediul online. Florin Cățu a declarat că vesta antiglonț pe care a purtat-o la vizita în Kiev i-a fost dată de către cei de la SPP, fiind o vestă albă care de obicei este purtată pe sub haine. Era o vestă de purtat pe sub hanorac. Era o vestă albă, vestele negre au și tot felul de buzunare, era o vestă albă de pus pe sub haine. Cred că atunci hanoracul era mai strâmt și de aceea se vedea. Sunt veste de interior și veste de exterior. Colegii de la SPP sunt cei care mi-au dat vesta, așa că puteți să-i întrebați, dar am dat-o jos după ce am plecat din zona aceea, a explicat Florin Câțu. Președintele Senatului Florin Câțu a efectuat o vizită miercuri în Ucraina, a doua zi după vizita premierului Nicolae Ciucă și președintelui Camerei Deputaților Marcel Ciolacu. Florin Câțu a purtat o vestă antiglonț pe sub hanoracul khaki, care se putea vedea și în fotografiile oficiale puse de liberal pe pagina personală de Facebook. El a adăugat că este un sentiment bizar când ieși din Kiev, pentru că acolo lumea este încă mereu în alertă, iar documentele sunt verificate cu atenție.